Iată, acum avem cuvântul domnului Ion Cojocaru. Prima linie de asamblare a panourilor solare din Republica Moldova, Parcul Industrial Răut. Poftim. Bună ziua, mulțumesc, stimați audiență. Vreau să vă mulțumesc că aveți răbdare să ne ascultați până la urmă. Nu știu ce vă face la patru etape. Deci, Parcul Industrial Răut este fondat în baza întreprinderii constructoare de mașini și sistemelor de navigare, care este fondată din 1944. Deci, în baza acestei uzine s-a făcut parcul industrial, deoarece trebuiau modificate cale de producere care nu erau deja în funcțiune. Deci, suntem unic parc industrial care are produsul propriu, avem secție de producere și astfel, în 2016, am aplicat la un proiect investițional finanțat de către UNIDO, în parteneriat cu Agenția de Eficiență Energetică. Având experiență largă în producerea industrială, deci am câștigat cu ușurință acest proiect și l-am implementat. Acest proiect a fost în valoare de 280.000 de euro, în care constă linie de asamblare a colectoarelor solare și 100 de colectoare care au fost ca grant pentru asamblare și promovarea produsului dat. Vă rog mai departe. Deci, având capacități industriale, în genere, acest proiect constă în faptul că toate componentele sunt europene. Eficiența lui, adică plusul lui a fost ca să fie comparabil pe piață, deci aveam un preț redus, calitatea europeană, nu chineză, cum este de fapt la noi acum pe piață. Acestor colectoare sunt colectoare solare cu 16 tuburi. Ele sunt standard, că dacă așa 15 însă tuburile anume diametru exterior este egal cu diametru interior al tuburilor de 15 tuburi, colectoarelor cu 15 tuburi. Vă rog mai departe dacă puteți. Deci, ce pot să vă spun? Plusurile, avantajurile s-au discutat azi foarte mult. Și în privința colectoarelor, și panourile fotovoltaice, și a turbinilor solare. Asta e eoliene. Deci, noi anul trecut am făcut un proiect, acestea sunt caracteristicile de bază, deci al colectoarelor. Deci, număr de tuburi, nu am mai spus, 16 tuburi. Suprafața totală 1,52 de metri, suprafața utilă 0,98 metri pătrați. Dimensiuni de 1,67 metri, deci cum vedeți. Plusurile, deci avem ele prin sievele interne, circul un agent care rezistă la temperaturi joase și înalte. Tuburile sunt speciale, deci tuburile rezistă la grindină până la diametru de 25 mm. Deci temperatura agentului, chiar a plasticului, care este o problemă în colectoare solare, care se unifiază. Dacă dispare energia electrică și nu pompa nu lucrează, deci se încălzește agentul acesta termic dinăuntru o temperatură foarte înaltă. Deci plasticul din care sunt componentele făcute din acest colector rezistă până la 189 de grade. Deci ele nu se deformează din motiv că rezistă la o temperatură înaltă. Sunt special făcute. Mai departe, vă rog. Deci, avantajele deja s-au discutat foarte, foarte mult astăzi. Suntem cu multe avantaje și dezavantaje, sigur, pentru că dezavantaj nu poate să nu fie. Deci, dezavantajul care este clar că este dependența de energie electrică, pentru că, din motiv că energia electrică, dacă dispare, deja oricum nu se poate, nu merge schimb de căldură dintre reagentul termic dinăuntru cu apa care merge prin sistem. Deci, colectoarele solare, componența catare a întregului sistem solar, între și boilere, cum a arătat domnul primar Barbise, este domnul de la primărie, dumneavoastră, vă sedeți, deci, între și boilerul, care este ca și un rezervor de apă caldă, un colector solar încălzește până la 100 de litri de apă în decurs de 8 ore. Deci, pentru o casă, o familie de 3 membri, de exemplu, ajung două colectoare solare. Așa, în context mai simplu, ca să înțeleagă toți. Mai departe, vreau.
Deci noi suntem, iarăși vreau să aduc mulțumire Agenției de Eficiență Energetică și UNIDO, care a promovat acest proiect și cu ajutorul lor am implementat acest proiect. Noi am trecut, am făcut un proiect pilot la Grădina Botanică, am instalat 4 colectoare solare ca gran, cei ce lucrează prin ziua de azi. Tot e bine, vă mulțumesc oamenii respectiv, avem de valorificat foarte mulți profesi, cum spune, chiar și cu celule fotovoltaice, chiar și colectoare solare. Avem foarte mult valorificat, avem spații, avem de toate. Calitatea este europeană, repet, pentru că toate componentele au fost importate din Polonia, în parteneriat cu Macroterm, companie din Polonia. Și tunelurile au fost foarte ușor, s-au crezut noi, deoarece avem ingineri, specialiști care au adoptat foarte ușor, au preluat aceste noi tehnologii. Deci, asta este tot. Acestea sunt contactele noastre. Noi avem în stoc încă 96 de proiectoare. Cine are nevoie, vă rog frumos, vă adresați. Noi suntem deschiși pentru colaborare frumoasă. Deci, prețul este în jur de 7.000 de lei a unui proiectoare. Eu v-ați pe toate, vă dau 6.800. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Cojocar.